Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Simona Bosbici, o nouă ediție Impact începe acum. Nu vom discuta de data asta despre lupta anticomunistă, deși v-am promis în ediția de marța trecută că vom avea o emisiune specială. Ce a fost special am dat la la interviul zilei, ați văzut buletinele de știri, promit în schimb că ne vom lua revanșa, vom pune cap la cap tot ce am aflat despre toate acele povești de la Nepos și vom face o altă emisiune ceva mai încolo, când putem pune și alte concluzii și se vor liniști lucrurile. Ceea ce e important că autoritățile locale au oferit onoruri militare acelor eroi. Fără precedent, nicăieri în România nu s-a mai întâmplat așa ceva, așa că o notă de 10, dacă vreți, o bulină roșie. Nu din aceea comunistă, la adresa autorităților locale. Schimbăm registru și discutăm în această seară despre cu totul altceva, pentru că evenimentele sunt pe noi, ne presează și trebuie să discutăm despre ele. Discutăm în această seară despre mediu, groapă de gunoi, groapa de gunoi a Bistriței, părți bune, părți rele, și sperăm să nu mutați canalul, pentru că avem lucruri interesante și importante să vă spunem. Una caldă, foarte caldă, dacă vreți, și una mai rece. Partea caldă, fierbinte, dacă vreți, în privința Bistriței, e faptul că județul Bistrița-Năsăud va avea prima groapă ecologică. O să supere autoritățile dacă o să-i spun groapă ecologică, dar, mă rog, sistem integrat de management a deșeurilor, cu contract semnat cu Uniunea Europeană. Contractul a fost semnat în urmă cu o lună, atunci ne-am ocupat de altele, ne ocupăm astăzi și de subiect. Partea mai puțin plăcută a acestei povești este faptul că groapa neecologică a Bistriței trebuie sigilată până în 16 iulie. O să vedeți și de ce. Pe acest subiect se cam contrazic autoritățile, poate ne lămurim noi în această emisiune ce e cu povestea asta. Am invitat două personalități publice care pot să discute despre acest subiect. E vorba de directorul Gărzii de Mediu, domnul Ioan Borș, bună seara! Bună seara! Era să vă spun comisar, șef, dar am înțeles că vi s-a schimbat funcția între timp. S-a schimbat titulatura și funcția. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara și noastră! Viceprimarul Bistriței, domnul George Avram, discutăm despre un subiect pe care domnia sa îl stăpânește bine. Bună seara! Bună seara! Bun! Colegii mei de la Adevărul au încercat să afle care e povestea cu groapa neecologică a Bistriței. Adică, în 16 iulie, dată limită pentru închiderea ei alături de alte 200 sau 300 de rampe neecologice din România, este un termen imperios sau e sfârșitul anului? Domnule Borș, sunteți în măsură să vorbiți că sunteți om de mediu? Da, da, sunt în măsură să vă explic problema despre care ați ridicat-o dumneavoastră. Deci, în primul rând, este o poveste legat de închiderea acestei rampe. Este vorba de aplicarea legislației în domeniu. Deci, ce trebuie să știe lumea? Există o hotărâre de guvern, 349/2005, care implementează o directivă a Comunității Europene în domeniul gestiunii deșeurilor, depozitării deșeurilor. Prin hotărârea de guvern 349, este adevărat că nu era specificat explicit termenul de 16 iulie 2009, dar prin transpunerea directivei și prin o studiere atentă se observă faptul că data de 16 iulie este, nu se poate negocia. Nenegociabilă, 16 iulie. Da. Le-am mutat în ograda autorităților, încercând să documentez acest subiect de care vă spuneam și care a apărut ieri în Adevărul de Seară, și l-au intervievat colegele mele pe domnul Avram. Iar domnul Avram ne-a confirmat ceea ce am mai întâlnit în discuțiile pe tema, pe acest subiect, adică că mai e termen până la sfârșitul anului. V-ați răzgândit între timp, domnul Avram? Nu m-am răzgândit între timp, dar pot să vă spun că datorită prieteniei mele cu domnul director, cu domnul Borș, am intrat astăzi în posesia documentelor la care ar fi trebuit să intru de mult vreme în posesia lor. Nu vreau să nominalizez cine se face vinovat pentru faptul că încă n-au trimis documentele respective la primărie. Aoleu, dar vor fi aspus sancționat, nu? Nici măcar nu mi le-au trimis cei care trebuiau să mi le trimită, mi le-a trimis domnul director exact datorită prieteniei care o avem noi doi și am zis, te rog, trimite-mi și mie documentele respective să vedem despre ce este vorba. Întrucât eu, toate documentele pe care le-am deținut eu până astăzi se referea la termenul limită 31.12.2009. Inclusiv autorizația de funcționare a gropii de gunoi era dată
până la 31.12.2009, aici domnul Borș de față poate să confirme acest lucru, și modificată ulterior printr-un act adițional. Bun, deci dumneavoastră spunea... aveți să vă întrerupă autorizație de mediu, nu, dumneavoastră municipalitatea are autorizație de mediu până la sfârșitul anului pentru această groapă, da. Și o să vor, discutăm și care e groapa, că au fost mai multe discuții, că sunt mai multe, că are municipalitatea una. Deci aveți până la sfârșitul anului autorizație de mediu, dar domnul Borș, după ce a văzut materialul adevărul sau după ce ați văzut dumneavoastră materialul adevărul, v-a tras de mână că și-a zis, alo, domnul, intervine dar. Avem o problemă. Aici intervine darul. La actul adițional respectiv, așa, dispune autorizație de mediu, prin prezent am cuprins la autorizație de mediu, a zice rectificare prin care se îndreaptă o eroare materială. M-a arătat și la cameră după ce ne-am finit, da? Pot să vă arăt acum, pot să vă arăt și domnul director, nu e niciun fel de problemă. Deci aici spune că se îndreaptă o eroare materială, act în posesia care eu am intrat astăzi. Eu până astăzi și am e datat? Acest... E datat. Haideți să vedem, că mi se pare foarte grav ce îmi spuneți acum. Nu m-am pregătit pentru reacția asta. E adevărat că în emisiunea asta nu ești niciodată pregătit. Deci, primăria Bistrița, viceprimarul și respectiv primarul, că bănuiesc că nici haideți, primarul... Haideți să vă spun ce spune acest act. Zice, afla prezenta cu 15 zile înainte că se închide, trebuie închisă groapa. Da, 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 sigur că da. Prezenta autorizației și este valabilă de la 21.08.2008 până la 31.12.2009, data sistemului depozitării pe amplasament. Se va citi. Și aici îndreaptă eroarea materială. Prezenta autorizației este valabilă de la 28.08.2008 până la 16.07, data asistării depozitării pe amplasament. Aoleu. Cred că a fost destul de explicit. Deci până acum să se subînțelege din text. Și adresa o trimite? Adresa o trimite Agenția de Protecție a Mediului, da? Și o trimite Societății Comerciale. Deci vinovată e Agenția de Protecție a Mediului? Nu vreau eu să spun că este vinovată. Păi cineva e vinovat, cineva e imposibil. Numai puțin dacă îmi permite să intervin. Cu 15 zile înainte. Nu vreau să stabilesc eu vinovatul. Dar vreau și o hârtie, da, colegul, dacă îmi permite să intervin. Vreau să arate. Deci este o hârtie pe care o trimite comisorului SRL. Se poate focaliza pe ea. De gunoi a fost până mai zilele trecute. Deci prima pagină ce e, domnul viceprimar? Prima pagină ce e? Că e oră prima pagină la cameră, da? Este o adresă către SC Codișor. Dacă așa îmi permiteți, da? Eu să vă explic cursul acestor documente. Da, și apoi o arătăm și pe a doua, de rectificare. Da. Da? Se vede? Sigur. Puțin mai sus, dacă se poate, să se vadă și... Așa, rectificare. Autorizației de mediu. Gata. Mulțumim. Și aici, ca să ne întoarcem puțin înapoi la esența problemei, ce proiect program de conformare, rampa de deșeuri menajere din municipiul Bistrița, strada Zeloie. Aici scrie așa, tot Agenția de Protecție a Mediului. Închiderea depozitului închiderea propriu-zisă a depozitului începând cu 2010. Act ștampilat de aceeași Agenție de Protecție a Mediului. Așa, ștampilat de domnul Ștefan Mureșan, dar s-a știți, s-a schimbat deci, conducerea acolo. S-a schimbat, era la vremea respectivă cine era, ăsta era actul oficial al meu și de care mă voi folosi în continuare. Bun. Nu știu cât mă voi folosi de el, până astăzi când am intrat în posesia acestui document care l-ați arătat la cameră. Eu astăzi am intrat în posesia acestui document. Ați aflat, ați intrat în posesia acestui document pentru că ați văzut ce au scris colegii în adevărul, văzut, pentru că v-ați sesizat domnul Borș, pe care l-am informat când am scris în adevărul ce spuneți de fapt, ce spune primăria și care era la curent cu asta. Eu, acestea au fost datele pe care le dețineam eu la vremea respectivă, adică ieri. Am văzut ce ați scris, am citit ce ați scris. Tot aici pot să vă arăt încă o chestiune în care spune așa. Cer scuze așa, ce depozite neconforme clasa B din zona urbană care se sistează depozitarea conform anilor înscriși în tabel. Deci conform anilor, deci asta înseamnă final de an. Conform da, anilor înscriși în tabel. Bistrița Năsăud, Bistrița, urbana 2006. Da? E închisă.